Salutare tuturor și bine v-am găsit la un clip înainte de Crăciun. Am reușit și eu să curăț pomii mei, soiurile Stanley și Anașpet. După cum vedeți, ramurile sunt foarte bine garnisite cu muguraș de rod. Am mai făcut normal reproducție acolo unde am crezut că rămurele nu pot să țină rodul pe care ei și le-au propus. Aici, la fel, scurtări, unde avem zone de garnisite, am cepuit din nou. Cam așa se prezintă un pom Stanley aflat în anul 7. Și aici, zone foarte, foarte garnisite cu ramuri, se pot vedea și codițele unde au fost fructele. Cam așa ar trebui să arate un prun cu rodul încă de la bază. Deci aceste zone nefiind degarnisite, avem rodul aici aproape, formațiuni de rod scurte în care găsim prune de calitate. Anul acesta au fost foarte încărcați, a trebuit să mai înurmez producția. Am văzut ce înseamnă un pom care, să zic așa, am lăsat cam tot ce a garnisit el și m-am gândit că atunci când avem producție prea mare să încercăm să mai normăm. Deci aici continua foarte mult și am oprit-o, iar în partea cealaltă continuă șarpanta. Aici avem soiul de prun Anașpet. Aici am făcut o tăiere pentru că era depășită grosimea ramurii mamă și am lăsat-o pe ea. Să nu uităm că în partea de jos avem formațiuni de rod. Aceștia sunt acei cepe pe care eu îi las și ne rodesc, ne dă fructe de calitate și pe care eu chiar vă rog să-i lăsați și dumneavoastră, însă ținut sub control, nu uitați acest lucru. Aici un super vas cu interiorul liber, cepi și ei la locul lor. Aici încă un Anașpet. Urmează să stropim piatră vânătă, sulfat de cupru. Aici probabil cel mai deschis pom al meu pe care l-am în livadă. Tot așa un super Stanley. Și garnisirea lui perfectă. Încă din interior. Mergem un pic și în partea cealaltă. Aici am mai scos o ramură grosieră, o vedeți, care depășise 3 sferturi din grosimea ramurii mamă. De aici s-a scos și am lăsat ramura principală, care este conducătoare și iese în afară, da? Să aveți grijă, am mai spus și în alte clipuri și vă mai spun și acum. Încă un Anașpet aici. Intrăm un pic la aici un Stanley.
aici în așpet. De aici am scos o ramură verticală, am dat cu mastic, iar în urma masticului cam așa se închide rana. Vedeți? Mastic arbocol. Așa arată rana tăiată acum. La inel, atenție, la inelul de cicatrizare. Și așa arată evoluată. Sau așa, aproape închisă sau așa închisă. Deci v-am arătat 4 evoluții. Aici în așpet, aici tot în așpet, curățat. Tot rândul ăsta până în capăt, mai puțin ultimul, este în așpet. Iar aici avem Stanley. Vedeți, în interior liber. Garnisirea ramurilor cu muguraj de rod și buchete de mai, fără urme de monilioză. Pe lângă tratamentul care îl facem acum cu sulfat de cupru, va trebui în luna februarie să efectuăm tratamentul cu polisulfură, foarte eficient atunci când avem probleme cu monilioză. Polisulfura, un litru la 10 de apă. Aici am mai avut o tăiere grosieră, pentru că depășise 3 sferturi în grosimea ramurii mamă și am lăsat-o pe ea conducătoare. Cam așa se prezintă livada curățată. Asta este soiul Stanley. Sărbători fericite, Doamne ajută!